sigur să fondeze din frumoasă Nicaragua, dar nu pot să te subine, de aceea voi vorbi în limba franceză și camaradul meu, Coriolan, va intra la traduce. Je suis très honoré d'arriver aujourd'hui devant vous dans le cadre de ces commémorations. Sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră la în cadrul acestei commemorări. La France et la Roumanie ont, de façon plus particulière ces dernières années, à partager un destin commun. La France et la Roumanie ont, dans ces dernières années plus particulièrement, în acest ultim an, în mod particular, a partagé un destin commun. Au împărțit un destin comun. Je pense à nos aînés qui, dans la boue d'étranger de Verdun, de Marachie, de Manchester ou de Boyouz, ont gagné pour nos peuples le combat commun qui vous a permis de récupérer les pieds de terre en vous-même et de créer la continuité. Mă gândesc la ostașii care au luptat în tranșeele de la Verdun, dar în egală măsură la Mărășești sau Oituz, pentru a reintegra națiunile franceză, respectiv română. Sans l'intervention des troupes roumaines en 1916, et c'est de l'ordre du jour du maréchal Pétain de novembre 1916 qui le dit, les Français n'auraient sans doute pas pu gagner la bataille de Verdun. Par acțiunea românească de a intra în război la mijlocul anului 2016 și este consemnată în ordinul de zi al mareșalului Pétain de la Verdun, francezii n-ar fi rezistat în tranșeele de la Verdun. Câteva minute. Terminăm repede, domnule. Bine, domnule. Am 6 ore. Vă rog. C'est pour cela que l'honneur de la France et de la Roumanie sont très comparables et que nous sommes en France admiratifs devant ce peuple qui, durant 40 années de communisme, n'a jamais plié et a toujours maintenu haut les couleurs de la liberté. C'est donc moi, encore une fois, l'honneur d'avoir pu intervenir aujourd'hui. Este o mare onoare pentru Franța de a recunoaște că în România, în cei 45 de ani de comunism, nu au renunțat la a păstra valorile libertății. Mersi! Mulțumesc!